Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Pecinișca. Ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul bisericii parohiale cu hramul Sfântul Apostol Toma. Apoi a săvârșit Sfânta Liturghie și a înălțat rugăciuni pentru sufletul episcopului Vasile Someșanul. La final, Părintele Paroh a fost hirotesit iconom Stavrofor. Astăzi, 10 octombrie, ne-am adunat în biserica parohiei Sfântul Apostol Toma din Pecinișca. Îl cinsteam pe Sfântul Apostol Toma miercuri 6 octombrie și dorința preasfințitului de mult timp a fost ca prima duminică după ce îl cinstim pe Sfântul Apostol Toma să vină în mijlocul nostru. Și iată, nu a venit oricum, ci a venit sfințind și binecuvântând lucrările ce s-au realizat în ultimul timp în această parohie. Binefăcătorii lăcașului de cult au primit din partea ierarhului diploma de excelență episcop Emilian Birdaș. O biserică aflată sub ocrotirea Sfântului Apostol Toma, o biserică la care în ultima perioadă s-a lucrat foarte mult și foarte bine. Părintele Paroh, Pavel Găină, împreună cu credincioșii, au efectuat lucrări de amenajare la exteriorul bisericii. Și iată după sărbătoarea Sfântului Apostol Toma, 6 octombrie, în duminica după sărbătoarea Sfântului Apostol Toma, suntem aici în parohia Pecinișca, la biserica ocrotită de Sfântul Apostol Toma, ca să binecuvântăm lucrările exterioare, să săvârșim sfânta liturghie și să ne bucurăm împreună cu preotul și credincioșii din această parohie. Este parohia Pecinișca o parohie fruntașă din cadrul protopopiatului băile Herculane, o parohie cu oameni harnici, oameni gospodari, oameni care prețuiesc și viața spirituală, dar au grijă și de lucrarea Martei în tot ceea ce înseamnă îngrijirea, primenirea și înfrumusețarea Miresei lui Hristos biserica parohială. La primele ore ale dimineții, în această parohie, a venit preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, pentru a binecuvânta lucrările de la exteriorul Sfintei Biserici de aici. Copii, tineri și credincioși din această parohie l-au întâmpinat pe preasfințitul așa cum se cuvine. Această parohie este aparținătoare orașului Stațiune Băile Herculane. Biserica actuală a fost construită în anul 1885. Lucrările de pictură au început în luna mai anului 1903 și s-au încheiat în luna septembrie a acelui așan.